O expoziție inedită a fost deschisă publicului hunedorean astăzi la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României, Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu și cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Publicul hunedorean a avut posibilitatea de a parcurge cei aproape 173 de ani de existență a acestei arme prin intermediul uniformelor, dar și al poveștilor frumos așternute de către specialiști din domeniu. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, a vernisat astăzi în Palatul Magna Curia expoziția itinerantă intitulată Jandarmeria Română 1850-2020. Expoziția realizată în anul 2020 a ajuns acum și la Deva. Este o expoziție cu un subiect inedit. O expoziție cum nu a mai fost organizată până acum în România și nici măcar armele de elită, artileria, cavaleria, aviația de vânătoare sau marina nu beneficiază de o astfel de expoziție care să prezinte istoria armei prin intermediul unei cercetări de foarte bună calitate, cercetare realizată de prietenul și colegul Nicolae Adrian Alex de la Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu. Pe lângă aceste uniforme pe care le vedem, atât replici cât și originale, avem piese de patrimoniu, atât distincții, ordine, medalii, regulamente, livrete militare, elemente uniformologice și un foarte bun material imagistic, fotografii de arhivă, începând din, să spunem, sfârșitul secolului al XIX, la începutul secolului XX, inclusiv în perioada comunistă, când jandarmeria a fost reorganizată ca trupe de securitate. Ea a circulat în 2 ani de zile la 12 muzee din țară și la noi este a 13-a prezentare. E o expoziție foarte interesantă, beneficiem de astăzi cel puțin la vernisaj de un ghidaj de specialitate, colegul nostru muzeograf de la Muzeul Național, care a și gândit această expoziție ca un, și ca un omagiu adus Jandarmeriei Române și pentru faptul că a fost mai puțin cunoscută și prezentată acest segment de istorie din istoria României. Această expoziție a fost amenajată tocmai în ideea de a reprezenta un îndreptat de cultură pentru tinerii care doresc să acceadă pe băncile instituțiilor noastre de formare profesională și mă refer aici la școlile de subofițeri jandarmi Drăgășan și Fălticeni și la Academia de Poliție. Și suntem convinși că după ce vor vizita această expoziție, vor prețui și respecta atât istoria jandarmeriei, cât și uniforma noastră vreo jandarm. Puțină lume știe exact cu ce se ocupă jandarmeria, ce face, care sunt misiunile. Îi vedem pe jandarmi în stradă, câteodată ne supărăm, că nu este o interacțiune chiar plăcută. Cineva trebuie să aplice legea și cineva trebuie să vegheze la respectarea ei. Cu siguranță cei care își văd de treabă se bucură întotdeauna de prezența jandarmilor, iar cei care nu au nimic de a face cu legea nu sunt așa bucuroși. Expoziția va fi deschisă publicului hunedorean până în data de 23 martie.